Bună, taur și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 25-31 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia taur, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot. Primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Taur în această săptămână. Dragii mei Tauri, avem o eclipsă de lună, o lună plină în balanță, care pentru Taur activează o axa sănătății. Și aici unii Tauri, cu siguranță, puteți să treceți printr-un moment în care fie reușiți să vă vindecați, să vă rezolvați o anumită problemă de sănătate. însă vedeți, voi rezolvarea asta poate să țină și de dietă, cumva, sau putem să discutăm și despre un moment în care Taurul, da, pe eclipsa asta, nu știu, își poate pune acolo niște, uh, nu știu, poate să renunțe, da, la un stil de viață haotic, da, adică mănânci când apuci, cât poți. Uh, cumva trebuie puțină da, reglare. Pe de altă parte, pe muncă, uite aici pot apărea niște schimbări, fie îți dai demisia sau este un moment în care reușești să ieși dintr-o perioadă toxică de la muncă. E ceva ce a început acum jumătate de ani și acum în sfârșit se finalizează. Ține și de bani toată povestea pentru tauri. Însă, în același timp, eu ar spune că este un moment în care începi să vezi mult mai clar viitorul tău, începi să vezi mult mai clar viața ta, situația în care te afli. Ceva devine mult mai stabil, ceva devine mult mai solid pentru tine. Um, unii tauri, este ca și cum vă dați demisia și vreți să începeți o nouă etapă. Alții, poate, sunteți într-o perioadă în care aveți foarte mult de lucru și atunci mergeți, cereți o mărire de salariu. Sau e mult de lucru, dar vă vin și bani. Poate să fie și asta, însă, repet, eu aș merge foarte mult pe ideea că taurul reușește să închidă ceva, să renunțe la ceva toxic. Da? Care ține de muncă de uh, sănătate, rutina ta zilnică, uite, poate să fie și un moment în care spui gata, uite, îmi schimb programul până aici gata, renunț la un stil de viață haotic, poate să fie și asta. Pentru pentru taur. Bun. Pe de altă parte, este o săptămână în care ești foarte dornic să faci ceea ce îți place. Da? Uh, pentru taur este și o săptămână în care pot apărea mici mari conflicte acolo în relația de cuplu, și aici poate e vorba de o a treia persoană. Și aici, dacă e vorba de așa ceva, sau te-ai îndrăgostit și spui gata, mă apuc și mă căsătoresc. Uite, da, poate să fie și un moment în care te apuci și poți să pornești un astfel de demers. Pentru că, bineînțeles, taurul săptămâna aceasta e cam nonconformist și săptămâna aceasta reușește să învețe niște lucruri extraordinari de benefice. Cumva, problemele alea care țin de iubire, de copii, de plăcerile tale, toate astea se pot rezolva, dragi tauri și cum anume, prin a aborda voi lucruri într-un mod mai nonconformist. Uh, prin a da dovadă de autenticitate, prin a vă deschide în fața schimbărilor sau chiar prin a vă asuma o responsabilitate. Poate în relația cu un copil, poate e cazul să abordezi diferit lucrurile. De ce nu? Păi e posibil și asta. Uh, Taurul are o săptămână în care se concentrează, așa cum am zis, pe muncă, pe sănătate, pe relațiile cu ceilalți. E ca și cum rezolvi multe lucruri, atât din punct de vedere personal cât și uh, profesional. În rest o săptămână bună, zic eu. Hai să vedem ce spune și... Ce spun arhanghelii? Au și doi. Avem prietenul perfect și menirea divină. Da, uite, unii tauri puteți să vă dați seama printr-o discuție pe care o aveți cu un prieten, cam care vă este rolul prin viață, cam care e scopul vostru aici și acum,

Aurul dă dovadă de înțelepciune și simt eu aici că tu vei lua hotărâri importante săptămâna aceasta, da, uh, culorile importante, albastru, roz, roșu, auriu, portocaliu și începem cu Arhanghelul Racuel, cel care îți transmite următorul cadou, următorul dar manifest starea perfectă de prietenie care necontenit îmi vine de la Dumnezeu și o dăruiesc tuturor celor care aspiră la ea. Sunt un sfătuitor plin de înțelepciune și totodată un vindecător al sufletului. Deci Taurul reușește săptămâna aceasta să găsească o persoană care să-ți ofere niște sfaturi extraordinar de bune. Da? Cineva care te ajută să te vindeci. Poate să-ți vindeci sufletul că și acolo e cu probleme. Apoi avem din partea arhanghelului Camuel următorul cadou, următorul dar. Te ajut să-ți revelezi menirea divină pe care ți-ai asumat-o pentru această existență și îți ofer condițiile ideale pentru a o împlini. Taurul reușește săptămâna aceasta să-și dea seama care este scopul său în univers, aici pe pământ sau în această etapă din viața ta, pentru că bineînțeles avem mai multe roluri da, în viața asta, avem mai multe misiuni și sfaturile unui prieten da, sau faptul că mergi la un terapeut, mergi undeva să te vindeci, asta te-ar putea ajuta foarte, foarte mult. Hai să vedem, dragi tauri, și tarotul ce zice. Da, pisica face show. ce spune tarot Este un moment de înțelepciune pentru taur, da? Un moment bun, frumos, înalt. Dar, repet, eu tot ce aș recomanda mai multă odihnă, mai multă meditație. Hu, dragi tauri, ce faceți aici? Roata destinului. Taurul ia o hotărâre matură săptămâna aceasta. Lucrurile încep să se miște pentru tine într-o anumită direcție. Văd aici un sfârșit, un nou început. Văd faptul că se găsesc tot felul de soluții la anumite probleme. Dacă ai stat și ai așteptat într-o situație, acum lucrurile încep să funcționeze. Doi de bâte este clar aici, uite îți faci cu cineva niște planuri pe un termen mai lung sau pur și simplu este ca o perioadă mare de așteptare între tine și cineva. Este o perioadă mare de așteptare într-o relație, într-o colaborare, într-o prietenie. Poate pentru unii este vorba despre o relație la distanță. Doi de cupe la baza manifestărilor tale. Doi de cupe aici pentru Taur înseamnă un contract pe care îl poți semna, o colaborare, o relație de iubire sau pur și simplu o conversație așa de la suflet la suflet pe care o ai cu cineva din viața ta. Regina de spade în inima ta spune despre o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Regina de spade spune despre faptul că tu în această săptămână ești mult mai clar, ești mult mai sigur pe tine. Dacă este discutăm despre o decizie importantă privind casa, familia, viața privată, unii tauri parcă sunteți prinși aici pe o instituție publică sau pe niște acte, dar toate astea au legătură cu viața privată. Cinci de spade în mintea ta. Poate este și un moment în care taurul începe să își urmărească puțin propriul interes. Te pui puțin pe primul loc, începi să-ți dai seama de puterea ta, începi să-ți dai seama de ceea ce tu ai frumos în tine, ca om. Tu ești foarte hotărât aici. Zici, gata, am pus piciorul în prag, ies din compromis, ies din situația aceasta. Trei de cupe, o mică petrecere la care mergi, sau poate să fie o zi de naștere a cuiva. Vede aici o persoană care are parte de o primă bucurie, o primă victorie. 10 de monede, deci cineva aici se pare că își dorește casă, familie, își dorește stabilitate. Pentru Taur mai văd aici persoane diferite. Sunt persoane și mai tinere și mai mature, cu diferite ocupații, cu un statut diferit, care să știi că îți pot fi alături. Sau îți vin tot felul de oameni da, care îți cer ajutorul, îți cer o ghidare, vor să le fie alături. 9 de bâte. 9 de bâte. Este o persoană aici care suferă, este o persoană care, cum să zic eu, este teamă, simte că au obosit într-o anumită situație. Este teamă de hotărârea asta a ta. Poate la muncă, știu eu, cineva se simte mai Uh, obosit mai aglomerat în perioada aceasta, poate să fie și așa și așa ceva. Dragi tauri, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit și la partea bonus, acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce clarificăm cărțile de tarot. Primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare cu ajutorul unui oracol, iar în final vedem surpriza pentru taur în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag și îți mulțumesc încă o dată că mi-ai fost alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.